Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să vă întâlnesc în casele dumneavoastră și cu această ocazie când ne-am putut spre familie. Două evenimente au fost importante în vara anului 2018, în dieceza de Iași cu privire la familie și în lume. Mai întâi întâlnirea diecezană a familiilor care a avut loc la Nisiporești și apoi întâlnirea mondială a familiilor care a avut loc la Dublin. Ne propunem în această ediție să discutăm despre întâlnirea de la Nisiporești, lăsând ca întâlnirea de la Dublin să o discutăm cu o altă ocazie. Vi prezint mai întâi pe invitații cu care ne-am propus să analizăm și să facem un fel de bilanț al întâlnirii de la Nisiporești. Vă salut mai întâi pe dumneavoastră, Părinte Felician Tiba, director al Oficiului pentru Familii. Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit și vă mulțumim că dați acest spațiu familiei. Și vă salut și pe dumneavoastră, doamna Eugenia Dămătăr, colaboratoră al Oficiului pentru Familie. Bine ați venit și dumneavoastră în cadrul emisiunii. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație, Părinte. Pentru început, vă propun și dumneavoastră și telespectatorilor să urmărim un reportaj realizat chiar acolo, la Nisiporești, la întâlnirea familiilor, un reportaj semnat de Carmen Olaru. Tot 50 de ani, Dina și Pavel Blaj. Maria și Petre Gălățeanu își amintesc cu nostalgie cum s-au întâlnit, la singurul televizor din satul Iugani, unde se adunau toți cei care vroiau să urmărească emisiunea Dialog la distanță la TVR. Era primăvara anului 1967, iar cei doi tineri nu s-au mai întâlnit până în toamnă, când au decis să rămână împreună. Câteva luni mai târziu s-au căsătorit. De atunci au trecut mai bine de 50 de ani și spun că iubirea, liniștea, exemplul personal și copiii au fost secretele reușitei în familie. Ar trebui să fie mai mulți. Nu. Dar mulți... Eu zic că puțin. Puțin, a fost foarte frumos, o viață foarte frumoasă. Deci am avut nouă copii, toți au facultăți, au școli. Nepoți cât aveți? 12. Mai vine al 13-lea. Și Maria și Iosif Farcaș se bucură de 25 de ani împreună cu cei dragi, de o familie frumoasă. E mult, e puțin, cum îi simțiți? Puțin, ca și cum aș fost ieri. Ce credeți că v-a ajutat să ajungeți la cifra 25? În primul rând, rugăciunea, împreună. Răbdarea, iertarea și iubirea, bineînțeles. 50 de familii care au aniversat 25 sau 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite la Nisiporești în cadrul celei de-a șasea întâlniri diecezane a familiilor. Au participat împreună la rugăciune, cateheză și liturghie în jurul păstorului diecezei, Preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași. Am dorit ca să înțeleagă că în familie trebuie să fie un climat de iubire, un climat de apropiere, un climat în care toți să colaboreze cu iubirea lor, reușind astfel să devină o mică imagine, mică, simbolică, a ceea ce în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Aceste familii și-au reînnoit jurământul de fidelitate făcut în ziua căsătoriei și au primit o binecuvântare specială. Întâlnirea de la Nisiporești a readus în sufletul participanților frumusețea vieții de familie, a virtuții curăției, necesitatea trăirii în relațiile dintre soți și legătura pe care aceasta o are cu celelalte virtuți, iubirea, credința și speranța. O zi pe care vrem să o dedicăm, cum e și firesc, acestei instituții prima de pe pământ, prima pe care Dumnezeu a vrut-o încă de la crearea lumii, prin care de altfel a și pecetluit, dacă putem spune așa, nu atât soarta lumii, dar vocația ei, și anume la iubire, la deschiderea spre viață și mai ales la continuarea creației. Cateheza Familia și Splendoarea Curăției a fost ținută de către dr. Oana Maria Goția, profesor la Institutul Pontifical Ioan Paul al II-lea pentru Știință despre Căsătorie și Familie, din cadrul Universității Pontificale din Lateran, Italia. Prima întâlnire diecezană a familiilor a avut loc în anul 2013 la Iași, iar cea din 2018 la Nisiporești, comunitatea care a dăruit bisericii pe Veronica Antal,
tânăra localnică martiră a curăției, care va fi ridicată la cinstea altarelor la 22 septembrie în aceeași localitate în care s-a născut. Am revenit în studio cu părintele Felician Tiba și cu doamna Eugenia Dămătăr. Discutăm despre această întâlnire diecezană a familiilor de la Nisiporești. Când anume a avut loc, părinte, să precizăm? A fost pe 4 august, prima sâmbătă din lună. Acesta e deja un obicei și familiile noastre știu că în prima sâmbătă din august, în fiecare an, își notează în agenda, este întâlnirea diecezană a familiilor. Am văzut un reportaj, biserica aceea din Nisiporești, biserica mare, plină de familii, preoți, mulți familii în sărbătoare, 50 de ani, 25 de ani. Până la urmă, câți au participat? Câte familii? Dacă dieceza noastră de Iași are circa 160 de parohii și dacă din fiecare parohie a fost măcar o familie, două, trei, pentru că cu exactitate nu vom ști niciodată, dar sigur, cel puțin persoanele prezente s-au ridicat la circa 2000 de persoane. Pentru că, știu, entuziasmul este mare, biserica e foarte primitoare și oamenii au dorit să fie cu familiile la această întâlnire a familiilor. Și care a fost tema? Anul acesta tema a fost una cumva legată și de evenimentul pe care urmează să-l trăim și cum s-a anticipat deja beatificarea Veronicăi Antal, familia și splendoarea curăției. Puteți să ne precizați programul care, știu, a fost în acea zi de august, de la întâlnirea diecezană a familiilor? Da, am început mai întâi cu cateheza zilei, așa cum obișnuim noi să-i spunem, o cateheză care are la bază tema pe care ne-am propus-o anul acesta, familia și splendoarea curăției, cateheză ținută, cum s-a anticipat deja, de domnișoara Oana Goția, profesor la Institutul Pontifical Ioan Paul al II-lea pentru studii despre căsătorie și familie din Roma. Apoi a urmat Sfânta Liturghie, la care celebrant principal a fost preasfințitul Petru Gherghel, împreună cu toți preoții prezenți. După Sfânta Liturghie a fost, zicem așa, o agapă frățească oferită de către comunitate, comunitatea din Nisiporești. Iar după această agapă, după prânz, mai exact, a avut loc un moment, i-am zis, cultural-spiritual, pentru că și folcloric, pentru că a avut la bază, într-adevăr, cântecul popular. Am avut-o pe doamna Anuța Săgneancă, o veritabilă interpretă de folclor din Brașov, dar originară din părțile noastre din Sagna, precum și pe tânăra cântăreață Larisa Oprea din Nisiporești. Să precizăm că atunci când a avut loc întâlnirea aceasta diecezană a familiilor, comunitatea din Nisiporești se pregătea pentru evenimentul beatificării tinerei Veronica Antal. Între timp, sigur, evenimentul acesta a avut loc, o sărbătoare extraordinară, o liturghie în care a fost ridicată tânăra Veronica Antal la cinstea altarelor. Venim la cateheză, doamna Eugenia Dămătăr. Dumneavoastră ați participat acolo și la cateheză. Puteți să ne faceți o sinteză în ce a constat cateheză? Care au fost ideile principale, ideile care au fost transmise familiilor? Da, domnișoara profesoară, Oana Goția, ne-a vorbit despre curăție. Cultura în care noi trăim, într-un fel, acuză biserica că ne vorbește despre curăție, că promovează curăția, pentru că ne-ar priva de fericire dacă noi trăim curat, caști. În schimb, biserica totuși rămâne singura care ne vorbește despre curăție și ne spune că trebuie să fim curați. Dar biserica se inspiră din cuvântul lui Iisus când ne spune asta, nu? Fericiți cei curați cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și toți vrem să fim fericiți, nu? Deci toți trebuie să fim curați, persoane consacrate, preoți și familii. Castitatea se trăiește și în familie. Domnișoara profesoară a pornit de la planul lui Dumnezeu pe care îl are despre iubirea umană, inspirându-se din catehezele Sfântului Ioan Paul al II-lea.
Și apoi Dumnezeu a văzut că Adam era trist după ce l-a creat, era nemulțumit cu animalele, cu obiectele, și atunci a decis Dumnezeu, din bunătatea sa, a decis să-i facă un ajutor pe Eva. Și astfel ei trăiau perfect această relație de iubire, numai că la un moment dat n-au mai ascultat și a intervenit între ei ceva care nu-i mai mulțumea și s-a transmis până la noi. Ceea ce vedem noi azi în cultura noastră este exact această neascultare de Dumnezeu. Ne războim între noi, bărbat-femeie, pentru că nu ascultăm de Creatorul nostru. La început a fost totul perfect, iar trupul, sexualitatea din familie a fost creată de Dumnezeu. Sunt lucruri foarte bune și frumoase pentru noi, dacă nu le înțelegem. Și apoi a continuat cateheza noastră cu ceea ce s-a întâmplat mai departe. Dumnezeu nu ne-a lăsat așa răniți, l-a trimis pe Iisus, pe Fiul Său, care a murit pentru noi, ca iubirea noastră să fie vindecată. Noi acum, în familiile noastre, putem să trăim o iubire vindecată, să trăim ca înainte de păcatul strămoșesc, dacă vrem, dacă acceptăm sacramentul căsătoriei. Pentru că Harul lui Dumnezeu chiar lucrează în sacramentul căsătoriei. Tot la această conferință s-a mai vorbit despre promovarea anticoncepției în cultura în care noi trăim, care este dușmanul cel mai mare al familiei, a raportului dintre bărbat și femeie, despre pornografia din mediile online, care distrug familiile. Sunt statistici, pornografia este printre cel mai mare dușman al familiilor noastre. Apoi s-a discutat și despre relația dintre preoție și familie și căsătorie. Noi, ca și familii, avem foarte mult de învățat de la preoție, deoarece preotul este fidel unei persoane cu P mare, lui Dumnezeu, lui Iisus. Ei, dacă preotul rămâne fidel lui Iisus, noi învățăm de la preot să rămânem fideli unei persoane în căsătorie. Apoi, multe persoane spun că noi nu avem ce învăța de la preot, preotul nostru este celibatar, nu poate să ne învețe pe noi familiile despre iubire, despre relație. Și este foarte mare greșeala, pentru că noi de la preot învățăm foarte multe, chiar familiile rănite eu le trimit la preot. Pentru că preotul nu trebuie să fie căsătorit, ca să ne înțeleagă, el este deja pregătit, nu? Ascultă mii de spovezi, mii de botezuri, căsătorii. Este pregătit din punct de vedere antropologic, din punct de vedere moral. Și apoi ne-a dat două exemple care eu le cred foarte valide. Un medic ginecolog, ca să trateze o femeie foarte bine, nu are nevoie să aibă el trup de femeie. Este pregătit. Sau un medic cardiolog, ca să trateze un infart, nu are nevoie să aibă el infart. Deci s-a pus spre finalul catehezei foarte mare accent pe această relație, să nu ne fie frică de preoție și nici preoției de căsătorie. Avem de învățat. Idee interesantă. I-ați simțit că sunt atenți cei care au participat? Au avut întrebări? Au fost și o sesiune de întrebări? Atenți au fost din plin, pentru că m-a uimit mai ales modalitatea în care ei se îndreptau spre biserică. Cine cunoaște biserica din Nisiporește, puțin pe un dâmb, pe un deal așa, și parcă profetic se apropiau de această biserică soții, mulți sprijiniți unul în celălalt, urcau scările și i-am văzut, au intrat total în această cateheză, chiar dacă... Zicem, nivelul a fost oarecum unul mediu, nu a fost unul foarte simplu, dar oamenii au înțeles. Întrebări nu au pus pentru că nu a fost timp, dar au fost întrebări puse după și mai degrabă aș zice au fost întrebări direct răspunsuri, pentru că le-am cules, nu, de pe Facebook, de pe celelalte mijloace mass media. Am văzut oameni entuziasmați, bucuroși, fericiți. Telespectatorii au ocazia să urmărească din nou imagini luate de la întâlnirea aceasta diocezană a familiilor de la Nisiporești. La toate întâlnirile a fost așa și o cateheză? S-a început cu o cateheză sau doar la aceasta? Nu, de regulă așa fixăm programul.
Este de altfel tema zilei. E o tema zilei care devine cateheză, devine un moment pregătitor pentru Sfânta Liturghie. Un moment care, imediat după Sfânta Liturghie, cumva se desăvârșește într-un program cultural, într-un program discuții pe ateliere, așa încât oamenii, primind ca un flash această temă și aceste informații, îi mulțumesc lui Dumnezeu în cadrul liturghiei și se întorc acasă după trăind ceea ce au auzit și acumulat acolo. Practic, la astfel de întâlniri sunt două mesaje. Un mesaj care vine de la cateheză zilei și un altul care vine de la liturghie. Episcopul Preasfințitul Petru Gherghel a celebrat această liturghie. Ce a transmis familiilor? Preasfințitul nostru Petru Gherghel a transmis un mesaj de iubire familiilor. L-am simțit foarte patern, foarte apropiat de noi familiile și ne-a spus că în familie se oglindește Sfânta Treime. Ne-a vorbit despre iubire, iar liturghia din acea zi a fost centrul a toată sărbătoarea. Știm că Părintele Felician, împreună cu Părintele Paroc de la Nisipurești, au pregătit timp de un an de zile, prin întâlniri o dată pe lună, această sărbătoare. Și chiar s-a văzut această pregătire prin participarea tuturor la Sfânta Liturghie și la tot ce a fost în acea zi. Din câte am înțeles, au fost și câteva familii, mai precis 50, se preciza în reportaj, care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie și 25 de ani de căsătorie. Aceste familii ce au transmis celorlalte? E un obicei pe care deja îl avem ca cu această ocazie să îi sărbătorim pe cei care fac 25 și 50 de ani de căsătorie și nu întâmplător locul lor în biserică la această celebrare este undeva în față, tocmai pentru a fi văzuți, sărbătoriți, dar și imitați, dacă putem să spunem așa, pentru că e o vârstă. Eu sunt niște ani pe care i-au petrecut și e impresionant să-i vezi și avându-i alături pe copii. Iar cei de 50 de ani avându-i alături și pe nepoți și uneori pe strănepoți. Nu odată i-am văzut, de exemplu, pe credincioșii din spate, care nu erau neapărat sărbătoriți, cum îi felicitau, mai ales la finalul liturghiei, cerând, spre exemplu, întrebarea cea mai comună: cum ați făcut de ați ajuns până aici? Cum ați rezistat? Spuneți-ne și nouă din secretul dumneavoastră. Și au împărtășit aceste familii. Mai ales să vezi familii în vârstă, cum împărtășesc și cum spun din experiența lor, e foarte frumos. Dar chiar așa, care poate să fie secretul unei familii să ajungă la 50 de ani de căsătorie? E vreun secret? Da, pentru că ca să ajungi la 50 de ani de căsătorie, înseamnă că s-a muncit mult. Pentru că, oricum, la început, suntem două ființe fragile, ne punem împreună și vrem să fim iubite perfect, amândoi. Și cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, cel mai important este relația personală pe care fiecare dintre noi o avem cu Dumnezeu, cu Cel care ne iubește perfect. Dacă noi simțim această iubire perfectă din partea lui Dumnezeu, suntem capabili să-L respectăm pe celălalt de lângă noi, să-i respectăm fragilitatea, să-L înțelegem, să nu arătăm mereu cu degetul spre El, să-L iertăm, să dialogăm frumos. Până de Felician, există vreo rețetă ca să ajungi 50 de ani de căsătorie? Eu cred că trebuie să crezi, să crezi în iubire, să crezi că celălalt pe care l-ai alături e darul pe care Dumnezeu ți l-a făcut la un moment dat și făcându-ți acest dar, de fapt, este tot ceea ce poate să-ți ofere Dumnezeu, deci să nu mai speri că mai poate să mai vină altceva. Nu. Acela e darul său și considerând un dar, cred că aici este secretul. Și eu o spun deseori împreună la cursul pentru logodnici, căsătoria trebuie să înceapă cu acest gând, cu această convingere. Tu ești darul lui Dumnezeu pentru mine. Dacă intrăm așa, trebuie să avem convingerea că depășim toate momentele dificile. De programul de după amiază, ce ne puteți spune? A fost frumos.
Oamenii s-au încins chiar la o horă. Doamna Anuța Săgneanca, care are experiență în acest domeniu, zicem, al familiei, ne-a împărtășit din propria sa experiență, are efectiv multe de spus și valide, așa încât oamenii au perceput-o la adevărata ei valoare. Cred că cel mai emoționant moment din acest program de după amiază a fost acela în care doamna a intonat Ave Maria de la Fatima și în acest timp Preasfințitul împreună cu câțiva tineri, câteva familii, au înălțat către cer un rozariu făcut din baloane umflate cu heliu, baloane care chiar au luat-o spre soare. A fost o imagine și un moment extraordinar de bine primit de către cei prezenți. Chiar mulți au spus, ai văzut, acolo trebuie să fie locul nostru, către soare, trebuie să învățăm să privim către Dumnezeu, să-L avem mereu pe Hristos în vedere prin Maria. Fascinant, imaginea aceasta a fost surprinsă și în reportaj, chiar în momentul în care Preasfințitul dădea drumul la cruce și se înălțau baloanele care formau un rozariu. Așa, dacă ar fi să tragem o concluzie, ce v-a impresionat cel mai mult în această întâlnire de la Nisiporești? Pe mine personal m-a impresionat această biserică vie, compusă din multe, multe familii, copii, bătrâni, persoane consacrate, preoți. Personal, timp de 3 ani, cât am studiat la Institutul Ioan Paul al II-lea din Lateran, stăteam câte 2 săptămâni pe an într-o clădire imensă cu circa 90 de familii, 80 de familii, și familiile acestea veneau cu persoane consacrate, cu preoți, cu seminariști, unii cu bunicii când aveau cu cine să-i lase acasă, cu cățelul, cu episcopul. Nu putem să descriem în cuvinte asta împreună cu multe, multe familii. Este o biserică vie. A ne ruga împreună, a studia împreună. Eu aceste emoții le trăiesc de fiecare dată, de 5 ani, de când la noi în dieceză se întâlnesc familiile o dată pe an, toate, care pot să participe. Și aș invita în anii viitori să vină toată lumea să participe, ca să trăiască aceste emoții puternice. Unde va fi următoarea întâlnire? La Fărăoani. La Fărăoani, tot așa, în august, în prima sâmbătă din august. Da, da. Suntem chiar aproape de finalul emisiunii, Părinte Felician. Aș dori să vă întreb în final, cu ce rămânem din această întâlnire? Cu bucuria că ne-am întâlnit. Pentru că, vedeți, azi e foarte greu ca oamenii să se mai întâlnească. Stau pe Facebook, stau pe internet și oamenii nu-și mai dau timp să stea față în față, să se asculte, să privească unul la celălalt și mai ales să învețe că nu sunt singurii cărora li se întâmplă fie ceva pozitiv, fie ceva negativ. Și atunci când știi că sunt și alții care trec prin ceea ce treci tu, și alții sunt în criză, și alții doresc să le fie bine, atunci astfel de întâlniri devine efectiv o experiență care te construiește, te ajută să te ridici dacă ești fărămițat, iar dacă stai bine, să dai din această bucurie, din acest entuziasm și celorlalți din jur. Și cred că asta este fantastic la o astfel de întâlnire și cei mai mulți cu asta au și rămas, cu acest entuziasm al întâlnirii. Vă mulțumesc mult pentru participare la această emisiune. Ne vom mai întâlni ca să discutăm și despre întâlnirea de la Dublin. Vă mulțumim și noi și așteptăm cu bucurie această întâlnire. Au fost cu noi, dragi telespectatori, în această emisiune Părintele Felician Tiba și doamna Eugenia Dămătăr. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi. Am discutat despre familii, despre întâlnirea diocezană de la Nisiporești, oameni care s-au adunat în rugăciune, au cântat, s-au cunoscut, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Cred că e important să rămânem cu ceea ce spunea o familie sărbătorită 25 de ani de la început, că i-a ținut uniți rugăciunea în familie, care este importantă. La revedere peste 2 săptămâni!